Republica Moldova intră în perioada electorală, iar începând de astăzi, Comisia Electorală Centrală își ajustează cadrul normativ și va informa cetățenii referitor la scrutinul din 24 februarie 2019. De asemenea, vor fi instruiți funcționarii electorali și se vor înregistra observatorii. În același timp, partidele politice au dreptul să accepte donații doar direct pe contul fond electoral și este interzisă agitația. Candidații vor putea depune actele începând cu 26 decembrie. Campania electorală va începe oficial în 25 ianuarie, cu o lună înainte de scrutin, iar până în data de 31 ianuarie va fi publicată integrală lista candidaților înregistrați în cursă.